Suntem gata, da? Mersi. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați urmăritori, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Astăzi vrem să începem să vorbim despre situația alarmantă din majoritatea instituțiilor subordonate primăriei municipiului Chișinău. Astăzi vom începe cu o singură instituție, unde vom da mai multe detalii despre ceea ce face primarul și în special despre politica de cadre a domnului primar, dar ulterior vom veni cu mai multe detalii și pe alte instituții. Vă amintiți acum 3 ani când a venit primarul Ivan Ceban la cârma municipiului Chișinău, se bătea cu pumnul în chept și spunea că dumnealui nu a venit să facă politică la primăria municipiului Chișinău, că dumnealui nu va pune politicul în primăria municipiului Chișinău, dar iată că dumnealui, ca în stilul său de a minciuni și a nu se ținea de cuvânt, de fapt el ce a făcut, a băgat primăria municipiului Chișinău și toate instituțiile subordonate în partid. Astăzi, practic, toți șefii de direcții din primăria municipiului Chișinău sunt membri de partid la partidul Ivan Ceban. Viceprimarii, conducătorii întreprinderilor municipale, conducătorii altor subdiviziuni sectoriale. Atât de politizată primăria municipiului Chișinău nu a fost niciodată. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că Ivan Ceban impune salariații primăriei, lucrătorii primăriei să adere la noul său partid, dumnealui duce și o politică de cadre destul de dubioasă. Pune în funcții nașii săi, cu metri, iar mai nou aduce în funcții mari, cu salarii grase, în întreprinderile municipale, în întreprinderile din subordinea unde primăria municipiului Chișinău este fondator, persoane dubioase. Noi întotdeauna am fost pentru o transparență și pentru a vorbi despre ce salarii au lucrătorii la întreprinderile municipale în cadrul instituțiilor subordonate primăriei. Atunci când a venit doamna Gutnic la cârma societății pe acțiune Apă Canal, chiar am fost deschis să ascultăm poate o nouă viziune despre dezvoltarea acestei instituții. Eram și membru în Consiliul de Cenzori împreună cu colegii, am fost la toate ședințele, am ascultat toate rapoartele, am venit cu propuneri. Dar iată că am văzut că, de fapt, obiectivele și acestor persoane aduse de domnul primar nu este pentru a rezolva problemele în municipiului Chișinău. Sunt doar pentru a face politică, că am văzut după asta cum a fost politizat subiectul Apă Canal, cum a fost folosit instrumentul Apă Canal în dezbatere politice, în șantaj pentru locuitorii municipiului Chișinău. Și am văzut că nu este scopul de a rezolva probleme. Am văzut cu ce salariu lucrează angajații de la Apă Canal, dar aici, ca să vorbim pe cazuri deja concrete, o să rog colega mea, Zinaida Popa, să vină și să ne povestească despre ce persoane dubioase și ce angajări mai noi avem noi la Apă Canal. Vă mulțumim! Bună ziua tuturor! Haideți să le luăm pe rând. Da? Un prim nume care o să-l numesc acum este Ghenadi Pavluc. Cred că știți cine este dumnealui, fiindcă a fost un magistrat apropiat fostului regim oligarhic, este rudă cu Marian Lupu, etc. și este cunoscut opinii publice pentru mai multe decizii controversate, cum ar fi eliberarea de mandate de arest în dosare de rezonanță contrar cererilor procurorilor. Un exemplu în acest sens este atunci când este dosarul lui Lanșor, atunci când procurorii au cerut arest preventiv după gratii, iar acest magistrat a eliberat doar un mandat de arest la domiciliu.
Este unul dintre judecătorii care a beneficiat prețuri preferențiate la procurarea apartamentelor, chiar dacă la etapa aceea și la momentul acela avea deja și locuia într-o regiune de lux, chiar dacă el și cu soția lui au lucrat doar la stat. Totodată, această persoană are inițiat și un dosar penal privind pretensa îmbogățire ilicită. Uite că acum el este numit de către Ivan Ceban în funcția de șef adjunct în departamentul juridic, unde credeți, la apă, canal, cu un salariu de circa peste 30.000 de lei, la întreprinderea care, de fapt, are pierderi financiare considerabilă și care, de fapt, a fost prejudiciată de peste 52 de milioane de lei în ultimii 3 ani de zile pentru faptul că cadrul normativ a fost încălcat. Acum apare întrebarea. Pentru ce Ion Ceban a schimbat organigrama întreprinderii pentru a numi oameni controversați? Pentru a-și ascunde anumite realități, adevăruri ale activității întreprinderii? Bună întrebare. În condițiile în care sunt oameni controversați, care deja au fost văzuți în opinia publică pentru anumite decizii, uite că Ivan Ceban îi ia în echipa proprie. O altă persoană despre care o să vorbesc este domnul Grigore Karpovici, un fost angajat al ASP, care a lucrat în direcția audit și control, doar că a fost eliberat sau concediat pe act de corupție. Și iată, iarăși apare întrebarea că anume după concediere, peste câteva luni, această persoană se regăsește în echipa lui Ivan Ceban. Și anume la această întreprindere cu probleme la apă, canal, Chișinău. Dumnealui este angajat în funcția în departamentul achiziții. Adică un om care este concediat pentru acte de corupție, astăzi face achiziții la apă canal. O altă persoană este vorba de Mihai Tesa, el este fratele consilierului Iurii Tesa, care de fapt au fost lisa dat mandat de neîncredere din partea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr și, de fapt, chiar au fost excluși pentru votarea anumitor decizii în Consiliul Municipal Chișinău, care sunt judicioase și care duc la disconfortul chișinăuienilor. Uite că și acest personaj, această persoană, acest domn, a fost angajat de către Ion Ceban la funcție de conducere la Canal Chișinău și anume șef al Departamentului pentru Atragerea Investiției și Relații Internaționale. Întrebare, în condițiile în care apă, canal, Chișinău, astăzi este în pierderi financiare, oare ce fel de investiții se fac acolo atunci când ei vin și se plâng la CMC că nu au bani să se dezvolte? Dar uite că așa un departament avem și oameni numim. La indicația cui, la rugămintea cui, nu știm, urmează să aflăm. O altă persoană este vorba de, cunoașteți cu toată lumea, cine este pretora în sectorul botanic, este doamna Diana Guba și iată că și soțul dumnei tot se regăsește printre angajații în departamentul IT, ai AP Canal, a aceleași întreprinderi cu pierderi financiare și cea care mai că dă faliment. Așa ne spune primarul, așa publicitate face și el ne amenință pe noi de fapt că el deconectează apa. Dar cunoașteți dumneavoastră, estimați chișinăuieni, că în ultimul an au fost pierderi de peste 20 de milioane de metri cub de apă? Știți cine le achită? Noi, dumneavoastră, cu toți împreună, achităm aceste pierderi. Știți de ce? Pentru că este un management defectuos a acestei întreprinderi. Pentru că noi nu am văzut, de când a venit Ivan Ceban în funcția de primar a capitalei, un plan de redresare a situației financiare. Cunoașteți că până în anul 2019 această societate pe acțiune a fost în profit. Și anume la venirea lui Ivan Ceban în funcție de primar au început să fie pierderile financiare. Asta este realitatea. Și uite că primarul vine, ni se plânge nou pe la conferințe, în live-uri diferite, că situația este gravă și că este cineva vinovat. Dar de fapt este de vină el împreună cu oamenii care îi numește în funcție.
pentru salarii grase. Vreau să vă aduc aminte că doamna Gutnik, viceprimara de Ramură, care este astăzi și lucrează la primărie, a lucrat 4 luni de zile la canal. Știți care este salariul pentru aceste 4 luni de zile? 312.000 de lei. Cât iese acolo pentru o lună? 78.000 de lei? Considerați că asta este corect? Chiar dacă domnia aici, de la tribuna Consiliului Municipal Chișinău, spunea că are sub 30.000 de lei? Iată, asta este realitatea. Și astfel este gestionată întreprinderea Apcanal. Pe lângă faptul că este defectuos gestionată, încă mai sunt numiți în continuare oameni afiliați echipei primarului Ivan Ceban și a partidului. E corect acest lucru, nu? Judecați fiecare dintre dumneavoastră. Este cert faptul, se vede foarte direct și tranșant, faptul că Ivan Ceban a transformat primăria în jucăria sa, în proprietatea sa și toate întreprinderile afiliate primăriei. Asta este realitatea, din păcate, și am considerat de conveniență să o aducem la cunoștință și chișinăuienilor, care să cunoască cine stau în funcții de conducere la canal, ce salarii au ei și pe seama cui sunt plătite toate datoriile și pierderile de apă în municipiul Chișinău, pe seama chișinăuienilor. Mulțumesc, Zinaida. Vreau să reamintesc că aceste acțiuni nu sunt primele deja a domnului primar. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău întotdeauna le-a demascat și le-am vorbit. Și atunci când și domnul Povar de la Urban Proiect a fost numit consilierul domnului primar și atunci când o persoană cu interese din administrarea blocurilor a fost numit la Infocom și multe altele pe care le-am vorbit și la autosalubritate când au fost numite persoane afiliați pe SRM, despre toate am vorbit și toate s-au schimbat. Eu sper că și acum domnul primar o să asculte cuvintele noastre. Noi aici, fracțiunea PAS, în Consiliul Municipal Chișinău, considerăm că locuitorii municipiului Chișinău trebuie să cunoască aceste lucruri, trebuie să cunoască ce oameni sunt salarizați din banii pe care îi plătesc. Noi, în continuare, vom urmări toate acțiunile ilegale, toate acțiunile dubioase pe care le face Ivan Ceban și oamenii puși de acesta. Vom vorbi despre ele. Le vom aduce dumneavoastră la cunoștință și vom insista ca ele să fie corectate. Pentru asta am fost aleși aici în Consiliul Municipal Chișinău și pentru asta muncim. Vă mulțumim pentru atenție și dacă sunt întrebări, vă rugăm să le puneți. Da, și între timp vreau să adaug doar un moment cu privire la faptul că primarul general Ion Ceban este acel pro-european. Tot dacă e să vorbim despre întreprinderea Apcanal, vreau să menționez că anume pe timpul venirii lui la șefia primăriei, anume de către întreprindere sau societate pe acțiuni Apcanal, a fost semnat un contract cu o companie a Federației Ruse, în valoare de 5 milioane euro. O companie rusă. Știți ce s-a întâmplat mai apoi? A fost oferit un avans de 228.000 de euro și apoi unul de 65.000 de euro. Cum credeți ce s-a întâmplat cu acești bani? Acești bani au rămas în Federația Rusă, pentru că cei din Federația Rusă nu și-au îndeplinit angajamentele de proiectare. Iată, acesta este Ivan Ceban, pro-european, care încheie contracte cu rușii, iar rușii nu își onorifică obligațiilor contractuale. Și acești bani au fost pur și simplu dăruiți. La ce condiții? Pe sub masă nu cunoaștem. Iarăși sunt semne de întrebare. Ivan Ceban, pro-european, care încheie contracte netransparente și în detrimentul chișinăuienilor. Mersi. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc.